iertați-mă, stimate domn, dar am avut impresia că am avut cinstea să vă cunosc undeva și să stăm de vorbă. Nici de cum, distinsă domnie, eu nu vă cunosc. Ce ciudat, cu alte cuvinte, dumneavoastră pretindeți că nu m-ați văzut niciodată? Exact, distinsă domnă, acesta este adevărul gol-goluț. Mă rog, îngăduiți-mi totuși o întrebare, de ce? Dacă nu mă cunoașteți, m-ați cercetat de la distanță cu o privire atât de stranie. Uitați-vă și dumneavoastră, acești domni sunt martori, că nu m-am uitat la dumneavoastră. Ba, v-ați uitat, stimate domn, și dacă sunteți un adevărat gentleman, vă rog să răspundeți de ce v-ați uitat. Consider întrebarea dumneavoastră ne la locul ei. Eu nu vă cunosc și... Și fiți bun? Nu, iertați-mă, domnilor, fiți bun și spuneți-vă gândul până la capăt. Ce-i cu acest și? Da, chiar așa. Ce-ați vrut să spuneți cu acest și? Refuz să răspund. Domnii aici de față vor judeca dacă am spus ceva urât sau jignitor la adresa cuiva. Dacă n-ați spus, atunci ați gândit, nu-i așa, stimate domn? Și la această întrebare refuz să răspund. Deoarece? Deoarece ce? Deoarece? Ați vrut, poate, să spuneți că nu intenționez să mă murdăresc continuând această discuție? Deoarece? Așa ceva n-am spus. Deoarece? De ce vreți să spuneți cu acest deoarece? Nimic, domnule. Aha, ați dat acestui cuvânt o intonație foarte ciudată, domnule. Nu cred. Nu? Mă rog, foarte bine. Și acum nu mă mai stânjeniți cu prezența dumneavoastră. Pot să stau unde îmi place și unde am chef. Deși... Cu acest deși ați vrut să vă jigniți, domnule! Să vă jignesc pe dumneavoastră? Nu văd de ce! Nu, dar ce ați vrut să spuneți cu această frază? Nimic decât că... Ce vrut să spuneți cu acest decât că... Pe scurt, da, n-am vrut să spun decât că... Decât că... Da? Sunteți un mare măgar, stimate domn! L-a făcut măgar, așa, ardeți-i un pișor să vă țină minte. Sau mai bine, împușcați-l, zic-le. Asta o să-mi o plătiți, stimate domn. Foarte bine, dar mai întâi dați-mi voie să mai repet o dată, da? Că sunteți un mare măgar. Bine. Aflați că pentru asta o să vă zbor toți dinții din gură. Încercați numai și o să vedeți dumneavoastră. Ei bine, așa am să și fac. Domnule, ia uite! Doamnelor și domnilor, uitați-vă la dinții mei. Nu-mi lipsește niciunul. Priviți, doamnelor și domnilor, priviți și țineți minte, dinții mei sunt falși, mai corect spus artificiali. Firma Martes & Company produce dinți artificiali incasabili, care înlocuiesc cu cel mai mare succes dinții adevărați. Așa este, doamnelor și domnilor, colegul meu și cu mine vă recomandăm cu toată încrederea Fabrica de dinți artificiali Martens & Company. Dinți albi de toată frumusețea! Dinți albi de toată frumusețea! Whisky, veritabil genial. Uite mai, Willy. Yeah. Ține și tu ăștia $3, e partea ta. Hai mă, nu ține mă, Johnny, mai scoate 2. Știi doar că domnii Martins în companie ne plătesc cu uite $5 pe zi, ce drept. Asta așa e, dar nu uita că îmi datorezi $2 de ieri. Eu nu știu de așa ceva. Ascultă, Willy, nu-ți mai amintești că ți-am dat cu împrumut înainte de a te îmbăta? Eu? Măi, Johnny, eu nu m-am îmbătat. Tu te-ai îmbătat. Bine,
În cazul acesta, dacă tu erai treaz și n-ai împrumutat de la mine cei $2, da, înseamnă că mi-ai luat. Foarte bine, am luat doar ce era al meu, Johnny, pentru că alaltă ieri mi-ai scos din buzunar un șpiț pentru trabuce, nu? Care valorează taban $2. Domnule Willy, eu cred că dumneata ești un mare mincinos. În schimb, eu cred că dumneata, domnule Johnny, ești un mare tâlhar. Bețivule. Idiotule. Canalie, ți-arăt eu ție, băi. Domnule Johnny, pentru aceste palme, noi doi o să ne mai întâlnim. Hai să vezi ce o să pățești. La revedere! Vreau să vă informez că asociatul nostru, domnul Water, a fost foarte bucuros și se poate spune chiar entuziasmat de modul extraordinar în care a jucat scena noastră de reclamă ieri seară pe strada numărul 3. Ne pare bine! Nu, că a jucat-o foarte firesc, drept care vă exprim aprecierea și recunoștința noastră, atât dumitale, domnule Johnny, cât și dumitale, domnule Mulțumim. În seara asta, la orele 7, veți juca din nou scena reclamei noastre, de data asta pe strada numărul 6. Jucați-o cât mai firesc cu putință. Am vorbit deja cu șeful poliției, care mi-a dat toate asigurările că nu o să vă facă niciun fel de greutăți. Căci dumnealui nu vede în povestea asta nimic ce ar putea contraveni legilor în vigoare. Fiți pe pace, domnule Martens, cearta noastră de reclamă va fi interpretată cum nu se poate mai firesc. Pentru asta vă pot da și eu toate asigurările. Să înțelegem că pentru strada aceasta... Văd cumva să spuneți, nu intenționez să mă murdăresc stând de vorbă cu dumneavoastră? Refuz să răspund această întrebare, deoarece ce? Așa ceva n-am spus, pentru că... Ce vreți să spuneți cu acest pentru că? Nimic, domnule. Nimic? Ha? Și totuși ați dat acestui cuvânt o intonație atât de ciudată. Nu cred. Mă rog, fie, vă rog însă să nu mă mai stânjeniți cu prezența dumneavoastră. Pot sta unde îmi place și unde am chef. Deși... Cu acest deși ați vrut să mă jigniți, nu-i așa, stimate domn? Să vă jignesc pe dumneavoastră? Nu văd de ce! Oh, oh, la la, oh, la la! Ce ați vrut să spuneți cu această frază? Nimic! Decât... Decât ce? Ce ați vrut să spuneți cu acest decât? Ah, excelent, excelent, continuați! Cu acest decât am vrut să spun, stimate domn, că sunteți un mare măgar! Măgare, superb, superb! Măgar! Continuați, da! Oh, asta o să-mi o plătiți, stimate domn! Poftiți, 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 apropiați-vă! Uite că mă apropii, poftiți! Vă mai spun încă o dată că sunteți un mare măgar! Super! Măgar, măgar sunteți dumneavoastră! Ia și pe asta! Ia și pe asta! Să stau, lasă, asta e pentru palmele de el! Nu mai da! Nu mai da! Stați, stați, ce faceți? Chiar v-ați luat la bătaie? Stați, stați, ajutor! Ajutor, ajutor! Stați, domnule gardian! Vă rog să interveniți, să-i desfaceți! Domnule, ce? Domnule, liniștește-te! Nu, nu, nu vă supărați! Da, aici e vorba de o scenă de reclamă autorizată! Da, da, iar acești doi domni joacă chiar foarte bine! Nu-i așa? Domnule gardian! Nu mai da! Dar cred că ar fi mai bine, dragă domnule Water, da, 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 bunul meu asociat, să-ți citesc comunicatul, să vezi și dumneata. Ia uite. Se interzice cu strictețe organizarea scenelor de reclamă. E posibil așa ceva? Întrucât, în timpul unei astfel de scene, petrecută pe strada numărul 6 din orașul nostru și potrivit cercetărilor medicale ulterioare, da, domnul Johnny, da, curier la firma Martens et Company, a fost grav rănit de domnul Willy, curier la aceeași firmă. Iar în timpul amintitului incident, domnului Johnny a fost complet distrusă dantura artificială.
adevăr, obiect al reclamei respective. Ia uite, semnează comisarul general al poliției orașului John Smith. Am fost trădat. E posibil așa cum... Întâmplări din dacice. Dramatizare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. S-a făcut răcoare. De, e unul din noapte. Of, zima stă la căldurică, în adăpost, și eu fac rondul de pază. Bine, așa ne-am înțeles. O noapte eu, o noapte el. Iute-te! Ușa de fier de la pivnița negustorului Vondrac e deschisă. E, drăcia naibii, să facem constatare. 1. Ușa de pe strada apei este dată de zid. 2. În pivnița lui Vondrac se vede o lumină ca și când ar veni de la o lanternă. 3. Printre mărfuri, sticle și lăzi, mișună un individ. 4. Individul nu seamănă cu niciunul dintre locuitorii orășelului dacice. Lanterna mea e cam slăbuță. Nu disting prea bine de aici, dar dacă omul din pivniță ar avea nu numai mustață, ci și bărbuță, atunci ar aduce binișor cu cetățeanul Ruțicica. E ciupit de vărsat de vânt pe fața, tot la fel ca el. S-o fi ras între timp, mai știi? Eh, îl întreb direct pe om, să mă lămuresc, nu? Dumneata ești Ruțicica? Poftim? Zici, domnul! Dumneata ești Ruțicica? Ruțicica! Ruțicica! Nu, nu, domnule, nici nu-l cunosc pe Ruțicica. Dar dumneata, ești cumva paznicul de noapte? Unul dintre cei doi. Aha. Zima e în adăpost. Zima? E fericit în seara asta și trage la aghivase. Poftim, iar mata sărăcuțul trebuie să-ți faci datoria. Bă, te cred, te cred, asta e convenția. Mâine noapte e rândul lui. Da, dar ce ai rămas așa acolo, în ușa pivniței? Haide, intră! Hai, intră puțin, dacă tot ai venit. Haide, hai, te rog frumos. Uite, poate îmi dai o mână de ajutor. Hai, te rog frumos. Și eu sunt noul băiat de prăvălie a domnului Vondrac. Eu sunt. Ia te uită! Habar n-aveam că și-a angajat un nou băiat de prăvălie. Da, da. Negustorul Vondrac umblă cu ascunzișuri. De? De când îl știu, e zgârcit la vorba. E zgârcit, și da. Și hain la suflet, domnule. Da. Auziți, m-a pus din prima noapte să trudesc. Uitați-vă, am de pregătit o expediție pentru mâine dimineață. Da, da. Și ca angajații lui se spetesc muncind, iar el nu e mulțumit niciodată. Da? Da. Lasă, lasă, că o-i vedea eu. Nu-mi place slujba, plec și gata, salut. Iartă-mă, te rog. Te super dacă te rog să mă ajuți. Nu, 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 tot n-am altceva mai bun de făcut. Dar cum să te ajut? Cum? Așa, păi uite cum, fii drăguț. Uite și deschide-mi atacul Dalta. Uite lata de acolo. Aia mai mare, aia de acolo. Că am de luat și niște zahăr să pun aici. Așa, orice,
Așa, gata? În lada asta nu e zahăr, e scrobeală. E scrobeală? Put, ce vrei, nou, nu le știu pe toate, n-am învățat încă toate rosturile casei. Dar las că e bună și de scrobeală avem nevoie. Hai că e bună, e bună. Sacul ăsta plin cu tot felul de articole pentru clientul de mâine, nu-i așa? Da, bineînțeles, te cred, sigur. M-am ostenit să-l umplu cu tot ce trebuie, domnule. E mai bine să ai de-a face cu prăvăliile, credeți-mă. În marile magazine nu știi pe ce să spui mai întâi și mai întâi ochii. Credeți-mă, un jaf la un mare magazin ar fi o imensă bătaie de cap. Iute Dumnezeu! Niciodată nu m-am gândit la aspectul ăsta. Păi da, spun eu, îți spun eu. E aproape imposibil să dai o spargere la marile magazine. Pentru că acum toate au tot felul de sisteme din astea electrice, de alarmă. Toate, foarte periculoase, mă credeți, groaznic de periculoase. Doamne, dar ce simpatic ești, domnule. E ce să vă zic, progresul tehnicii. Da. Domnule. Da, vă rog. Aș mai sta de vorbă cu dumneata, dar serviciu e serviciu, doamne. Corect, corect. Plec să-mi continui rondul. Te las cu bine. Să trăiesc. Stai. Caprân bine. Stai o clipă, nu pleca. Uite, m-ai ajutat și Mary și Mata o răsplată, prietene. Ce să-ți dau eu? Păi, dar nu trebuie. N-am făcut cine știe ce. Ba da, m-ai ajutat foarte mult. Nici nu-ți dai seama. M-ai ajutat enorm. A, uite, poftim. Uite, ia-o pe asta. Ia și Mata o sticlă cu rom. Hai ca să te încălzești când te retragi în adăpost. Lângă colegul Matale, Zima, dă-i și lui. Domnule, mă înduioșez, domnule, cu bunătatea dumitale. Bodapos. Hai să fie primit. Acum mă duc în drumul meu. Serviciu ușor. La hapsinul von Dracă. Nu zice o vorbă și dintr-o dată angajează un nou băiat de prăvălie. Uitați-vă, păi nu vedeți, păi nu vedeți că ușa de fier de la pivnița lui Von Drac a fost spartă. Așa e, au dispărut o mulțime de mărfuri. Și caloși și scrobeala. Ce n-ai mă făcuții cu scrobeala? Păi eu nu știu ce fac, dar chestia este că la noi, în Dacice, păi nu există năpârși de-astea care spart pivnițele oamenilor și le jefuiesc. Așa e. Păi orașul nostru e cel mai liniștit din lume, cu oameni vlăji, cum se cade. Ai dreptate. Bine. Se mai face tevatură când îți trecheam vreun cal sau vreun bol. Sau când plouă de joia verde. Sau când turbează vreun câine. Nu, dar ce ziceți voi de tinerea care se sărută prin parc? Păi, dar eu i-am văzut că se sărută prin parc, deși n-au un gând să se căsătorească. Astea sunt lucruri normale. Însă un jaf, un jaf ca ăsta nu s-a mai pomenit. Nu, părțile nu s-a mai pomenit. Ia stați. Uitați-l pe negustorul Von Drac în persoană. Bună ziua. Auzi, spune-ne chiar dumneata tărășenia. Oameni buni, nici nu o să vă vină să credeți. Azi dimineață m-am dus, după obicei, să scot marfă din pivniță. Când colo, ușa larg deschisă. Poate ai uitat ieri seară să o încui. Dar de unde o fere când totdeauna bine după ce închid prăbălia? Și mi-a stat inima când am văzut Pocinovul. M-a cuprins un tremurici că de-abia mă mai puteam ține pe picioare. Totuși am coborât câteva trepte, luminând un drumul cu lanterna. L-ai descoperit pe hoț în pivniță? Te-a atacat? Îl cunoști? Aveți răbdare că vă spun tot. E adevărat că mi se făcuse pielea de găină. Mai ales că atunci când eram mic, unchiul meu m-a amenințat că o să mă spânzure în pivniță. Aveam briceagul la mine, pac, l-am deschis,
gata să mă apăr. Nu, știți că unchiul meu e om de cuvânt. Așa. Când spune o vorbă, vorbă rămâne. Zi mai departe, cele fieri. Era unchiul dumitale pe miță? Așteptați că vă spun. Ajung eu jos, fac lumină în jurul meu, de unchi nici nu era urmă. În schimb, lăzile erau răsturnate. Marfă multă, lipsă. Ce mai? Am văzut roșu în fața ochilor și pac, m-am prăbușit pe butoaie. Băi, leșina! Nu, uite, să spună nevastă mea dacă lucrurile nu s-au petrecut în sol mai cum zic eu. Ia vino cu pace! Vino cu pace! Nevastă! Vino cu pace! Spune oamenilor cum a fost! Spune! Băi, eu... Așa? Mi-am dat seama la un moment dat că Frantișec al meu nu s-a mai întors din pivniță. Și m-am dus la ușă să-l strig. Și l-am strigat. Vino odată, omule, se răcește cafeaua. Și-a naibii să fiu dacă ți-o mai pun la încălzit. Stați să vedeți. Și el nu mi-a răspuns. Așa e, adevărat. Nu ți-am răspuns, fiindcă de ce? Fiindcă nu te-am auzit? Nu că n-aș fi vrut să beau cafeaua fierbinte. Așa. Și atunci, iar i-am strigat. Vino, prostovanule, în casă! Da, e frig, ce vrei să te ia cu răceală? Păi da, 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 Frantișec, nimic. Am coborât în pivniță, cuprinsă de presimțiri negre. Era beznă și mă gândeam că s-o fi întâmplat ceva rău, deși nu se zărea absolut nimic. Așa, m-am întors în prăvălie și am spus vânzătorului să luăm o lumânare. Și să ne ducem în pivniță după bătrânelul meu. Împreună? Păi da, că poate zic că-l lovise Dan Blau, m-am gândit. Da, hai zi mai departe. Așa, povestește și dumneata mai repede, nu ne mai părtăriate. Da, așa, stai să vedem. La lumina lumânării am văzut dezastru. Ce spune? Vondrac zăcea țapă încăzut peste butoaie. Avea o mână cufundată în vasul cu magiun, cealaltă plutea în varza murată și fața era vărâtă într-o putină cu untură de porc. Ce murise! Ce murise! Că mi-e rnit-o, zic că mi-e așa. Maica ta, Hristoase, am răgnit eu! Tăicuța, mă auzi? Vino-ți în fire, te rog! Te rog pe cea mai sfânt! Coniță, zice băiatul de prăvălie. E prostovană. Însă zice, probabil că a suferit un atac la inimă. Vărască sfântul, l-am zgâlțăit, l-am ridicat de cap din putina cu untură, degeaba. Voitec, băiatul nostru de prăvălie, l-a stropit cu apă un pic, așa, un pic l-a stropit și odată s-a trezit omul meu. Aoleu, zice, aoleu, am fost jefuit. Am fost jefuit, a strigat și iar a căzut în nesimțire. Am mai turnat apă peste el și și-a recăpătat cunoștința și atunci am putut să ne dăm seama de tâlhăria ce se petrecuse. Iale de unde nu, orezul, zahărul, scrobeala, făina și alte alea erau amestecate de bălmașie. Hai, lasă. Nu, tu să taci, Frantișec. După ce că eram ocupați să vedem ce lipsea, trebuia să te mai ținem și pe tine de rău. Ori l-ai cu ochii ieșiți din cap ca la brotac. Ieși din cotlonul în care te-ai ascuns și predă-te de bunăvoie, că altfel văr briceag în tine. Așa, urla. Pe urmă te-ai ridicat în două picioare și te-ai repezit la gâtul vânzătorului Voitec. Da, păi erai gata să-l sugrumi. Norocul a fost că l-ai recunoscut la timp și te-ai pus pe un plânț cu sughițuri când ți-ai dat seama că nu era unchii tău. Da, de ce n-o spui pe-a dreaptă? Că pe urmă va apuca și pe voi plânsul. Da, plângeam eu, plângeai tu. Nu, și vânzătorul, voi te plângea. Și voi te plângeam. De aia avem și acum toți trei ochii roșii. Hai de mine, un dezastru, oameni, Dumnezeu trebuie să-i pedepsească pe tâlhari. Praful și pulberea să se aleagă de ei
și să arză veșnic în focul genei. Domnule, nu, dar eu sunt foarte curios. E mare paguba, domnule Vondrac. Bă, te cred, bă, s-a dus pe apa sâmbetei marfă de 150 de coroane. 150 de coroane? Am fost furat, m-au prădat în harica încotru, vai de capul meu. Nu, un lucru e sigur, să știi, domnule Vondrac, hoții n-au fost din orașul nostru. Păi da, dar... Pasnicul de noapte, pasnicul... Nu-i păzit, domnule, de nu-i a văzut pe trăcale. De care o fi fost de rând azi noapte? Zima sau Vaslenac? Să nu fi zărit el vreun străin? Nu se poate. Sau să l-o fi lăsat să treacă nestingerit, pentru că așa suntem noi. Cei din dațice, respectuși cu străinii. Mai zic, eu mă duc chiar acum, după pasnicul de azi noapte și l-aduc aici. Chestiunea trebuie să fie lămurită. Vă mulțumesc din suflet, domnule Pelise. Acum am plecat. Acum am plecat. Care este problema, domnule Pelișec? Cine a fost de serviciu azi noapte, domnule Vaslenac? Chiar eu în persoană. Da? Da? Chiar dumneata? Ce? Ai aflat noutatea? Vă referiți cumva la faptul că negustorul Vondrac a angajat un nou băiat de prăvălie? Aiurezi, omule! Păi îl are tot pe Voitec. Dar azi noapte i-a fost jefuită pivnița. Doamne Dumnezeule mare! Domnule Vaslenac, domnule Vaslenac, nu vreau să pui cazul să te zic ieși din picinata, că nu pot. Asta-i, vino. Ia, sper că n-ai pățit ceva grav, a? Ia, hai, liniștește-te. Slavă Domnului! Toate oșcioarele-mi sunt întregi. Hai, dă mâna să te ridic. Hai, vină coace, ia. Ușurel, ia. Ia, hai, acum spune-mi. Ai observat ceva suspect azi noapte? Eu? Da. Nu. Absolut nimic. Era liniște și pace în tot orașul. Parcă nici nu-mi vine a crede că domnul Vondrac a fost jefuit. Nu se poate. Este imposibil. Nu este, că spun eu că a fost imposibil. Păi nu este imposibil. Sunt noul băiat de prăvălie. Noul băiat de prăvălie a domnului Vondrac. Doamne, m-am săturat de coșmarul ăsta, cum adorm, cum îmi apare ticălosul ăla cu mustăcioară și cu fața ciupită de vărsat. Sunt noul băiat de prăvălie! Bine că zima e plecat și nu vede în ce hal sunt! Auzi, dumneata! Noul băiat de prăvălie! Simt că-mi ies din minți! M-am lăsat fraierit! Muzic, e bine la cârciuma noastră din Dațice, dar nici romul și nici berea nu mă ajută să uit. Noul băiat de prăvălie, mereu îmi vine în minte noaptea aceea din pivnița lui Vondrac. 3 ani pe muche s-au dus și parcă l-ar fi înghițit pământul pe hoțul necunoscut
care m-a mințit cu atâta nerușinare. Cui mai pasă de daravera aia? La noi, în liniștitul orășel dacice, toți concetățenii mei au uitat incidentul. Acum avem altele pe cap. Alegeri, alea. Uite-l și pe domnul Pelișec. Ia să-l întreb și pe el. Dumneavoastră, ce crezi, domnule Pelișec? Vino aici la masa mea. Noroc și sănătate. Noroc. Cum o să ieșim din electorale? Cu bine, ca de obicei, nu-i așa? Da, de unde? O harapă pură întreagă. Orașul nostru o să ajungă de restul lumii, ascultă-mă pe mine. Noi, cei din dacice, am fost dintotdeauna conservatori. Suntem niște oameni calmi și de aceea conservatori până la ultimul fir de păr și până în vârful unghiilor. Da. Întocmai așa știam și eu. Băi, da. Da. Vechile datini și obiceiuri au o importanță enormă pentru noi. Așa. De pildă, din tată în fiu, în familia mea, s-au născut numai paznici de noapte. Noi cei din dacice ne respectăm străbunii. Așa este. Toți ai noștri au fost conservatori și noi suntem la fel ca păi ei. Sigur că da. Ai perfect. Sigur. Păi tot astfel și din totdeauna în familia negustorului de fân Patrni, fiul cel mare a fost deputatul întregului nostru județ. Și acum la fel, deputatul nostru este un bărbat din familia Patrni. Păi da, nu? Păi ei se pricep de minune să apere principiile conservatoare ale orașului nostru. Da. Păi deputatul nostru știe să lupte contra adversarilor din Parlament. Păi noi nu vom renunța niciodată la deputatul nostru local. Dar nu-mi cape vorbă, domnule Pelișec! František Patrni a lăsat anul ăsta deputăția ca să ia locul Iosef, fiul. Da. Toți îl numesc deja pe Iosef domnule deputat. Păi da, așa ar trebui să fie, conform tradiției, nu? Dar ce te face însă cu bomba care stă să explodeze acum deasupra capetelor noastre? A? Ia zi, domnule Vaslenac, ia zi. Bombă? Mhm. Ce bombă, domnule? Nu e nicio bombă. Nu o să fie dracul chiar așa de negru. Nicio bombă n-ar putea exploda în liniștitul nostru orășel, domnule Pelișec. Nu, nu se știe niciodată, ascultă-mă pe mine. Nu se știe niciodată. Află de la mine ceva îngrozitor. Ce, domnule? Noi, cei de la Asociația Alegătorilor din orașul dacice și împrejurim, am primit o scrisoare de la un străin. Cică fermier în Misice. Auzi colo, fermier în Misice. Vrea să atenteze la mandatul electoral care îi se cuvine familiei Patrni. După cum știe oricare locuitor cinstit din dacice. Să-l sprijinim. Auzi, să-l sprijinim pe el. Așa ne-a scris în scrisoarea lui. Veneticul vrea să fie ales deputat în locul venerabilului domn František Patrni. N-o se poate. Dar domnul Patrni are un fiu, fermierul din Misice. Haide, are curaj, domnule, nu glu. Nu, domnule, o brăznicie. Asta are. Păi cum necum vine azi la sediu alegătorilor ca să ne țină o cuvântare. O să fie o adunare de pomină. Vezi, domnule Vaslenac, să nu lipsești cumva. Eu să lipsesc? Niciodată, domnule Pelișec. Vin, domnule Pelișec. Bravo. Negreșit. Bravo. Perfect. Ne vedem atunci la sediu, domnule paznic de noapte.
a sosit! A venit cu primarul și alți vreo doi din Misițe. S-au postat la tribună ca la ei acasă. Președintele alegătorilor din Dațițe ia clopoțelul. Fiți atenți! Fiți atenți cu toții! Liniște! Liniște, vă rog! Liniște! Îi dau de la început cuvântul domnului Cotlar din Misițe. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, domnule primar! Vă mulțumesc! Onorată adunare! Dragi alegători, stimați cetățeni, îngătuiți-mi să mă prezint. Sunt Ian Cotlar, moșier din satul Misice, și intenționez să candidez pentru locul vacant de deputat, rămas în urma renunțării la mandat a domnului František Paterny, ale cărui principii le-am respectat și cu ale cărui principiile mele coincid întru totul, întotdeauna! Vă rog să mă credeți! Parcă-l cunosc. Mustăcioară neagră, fața ciupită de vărsat. Ei bine, stimați cetățeni, aceste principii excelente și atât de frumoase ale domnului Paterny m-au însuflățit și pe mine și de aceea vă cer favoarea de a mă vota, cetățeni! Sunt noul băiat de prăvălie. Da, da, sunt noul dumneavoastră candidat și de aceea vă cer dumneavoastră tuturor încrederea și vă asigur că vă puteți baza pe purtarea mea neprihănită. Noul băiat de prăvălie. El este. Este imposibil să mă înșel. Credeți-mă, cetățeni, o să mă bat pentru voi. O să mă bat pentru drepturile celor din Dațice. Vă făgătuiesc, vă jur, vă jur, cetățeni. Mustăcioara lui, nu sunt două la fel pe lume. Noul băiat de prăvălie al negustorului Vondrac. Da! Da, cetățeni, alegeți-mă pe mine, dragi locuitori din Dațice, și n-o să vă pară rău. Ba lui o să-i pară rău, tare rău, tare rău, o să-l învăț minte pe hoț. Ia uitați-vă ce face paznicul Vaclenac. S-a repezit spre tribună. O să răstoarne tribuna. Vrea să-l gâtuie pe candidat. Lăsați-l! Noi doi ne cunoaștem! Afară cu dumneata! Că de nu pun să te aresteze! Afară! Ieși afară! Ajutor! Pentru Dumnezeu! Ce ai, domnule, cu mine? Candidatura, eh? Îți dau eu ție candidat! Ticălosule! Liniște! În numele legii, dizolvi această adunare! Barbarilor! Barbarilor! Ce-a făcut cu mine, barbarilor? Ce m-a făcut eu? Lasă că știi tu! Ieși afară! Ieși! Haide! Ia-ți tălpășii dacă mai ești întreg! Ticălosule! Doamne, au primit ceea ce meritau. Dar ce tăvăceală pe cinstea o casată aia patru din Misice. Domnule Vaclenac, actul dumitare de vitejie a trezit în noi toți
patriotismul local. Ah, doamne, zău, zău, ascultă-mă pe mine, ai fost măreț. No, vă rog, nu mă mai lăudați atâta, că mă rușinez, domnule Pelișac. Ia uitați-l, pe domnul Iosif Paterni, alesul nostru, vine spre noi, adică vine spre dumneata. Spre dumneata vine, domnule Vasile Nac. Ce emoționat sunt. Ce onoare, domnule deputat. Sunteți alesul nostru. M-ați emoționat și dumneavoastră, domnule Vasile Nac. Vai, așa e. Bravo, sincer, domnule Vasile Nac. Hai că mi-ai plăcut. Poftim, ia de la mine. Nu. Ia 10 coroane, dragul meu. N-am știut că te pricepi atât de bine să aperi tradițiile noastre locale. Domnule deputat, mai rezist. Nu, vă rog. Domnule deputat, ce să fac? Ce puteam face? Obrăznicia n-are niciodată margini. Trebuia să ia cineva măsuri împotriva palavragiului. Nu? N-ați văzut că ăla își pierduse mințile de atâta trâncăneală? Așa-i, își pierduse mințile. Ei, cum? Îl scărmăneam eu și mai tare dacă primarul din Misice nu-mi dădea un picior în fund. Așa se face că l-am scăpat din mâini pe țăcănitul cu mustăcioară. Firar el să fie de nemernic. Necazurile unui reporter de știri locale, de Iaroslav Hașek. Dramatizare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. Noi, reporterii de cronică locală, suntem mai speciali, un fel de supraoameni, dacă dorești. M-am dus cândva să cercetez amănuntele în legătură cu un furt de mare amploare. Negustorul, nu știu din ce pricină, m-a întâmpinat așa, cu o față speriată, înspăimântată. În asemenea cazuri, nu văd de ce noi, reporterii de știri de la fața locului, ar trebui să ținem cont de ceva. Ba, dimpotrivă, nu avem motive de a menaja pe nimeni. De aceea m-am răstit la el cu foarte mare asprime. Domnule! Da? Ce vârstă aveți? Eu? 48. Da. Să confrunt cu un scrisul din procesul verbal întocmit de poliție. Aici scrie că aveți 53. Domnule, cum explicați această nepotrivire? Datoria mea de reporter este să aflu adevărul și numai adevărul. Păi ce? Este cum am spus eu. Adică dacă doriți, pot să mă duc eu să aduc actul de botez. Da, aduceți-l numai decât. Da. Dar da. Numai decât. Da.
Dragă, un reporter trebuie să fie autoritar, decis, degajat, nu? Așteptându-l, m-am instalat comod în jilțul din fața mesei de scris, mi-am aprins un trabuc și am început să-i cercetez distrat corespondența. Când ai o profesie ca mea, ești nevoit să bagi spaima, nu-i așa, înătărei care ți-e sunt cale, ca de pildă negustorul acela. Se lăsase jefuit cu simplitate și eu trebuia să cercetez cu atenție, nu-i așa, faptele. Da. M-am întors, cât am putut de repede. Bine, un pic mai multă liniște, da? Da. Perfect. Domnule, corespondența dumneavoastră nu este aranjată în ordine alfabetică, știați? Da? Nu. Adică da, îmi cer scuze. Adică poftiți dacă nu te puteți, că da, după asta m-am dus. Ce? Aveți noroc, sunteți, da, sunteți, după cum văd din acest... act, rodul unei căsnicii legitime. Dar ce credeți? În neamul meu nu a existat niciodată un copil din flori. Domnule, vă rog! Domnule! Stimate domnule! Presa este o mare putere, așa că vă rog! Am bănuit eu asta după înfățișarea dumneavoastră, dar eu habar n-am, deoarece nu citesc presa niciodată, domnule. Ne-am închipuit că așa stau lucrurile. Mă rog să nu ne mai pierdem vremea cu fleacuri. Cum se numește soția dumneavoastră? O cheamă pe ea, o cheamă, adică eu știți, nu am soție. Ce spuneți? Nu am, adică sunt burlac. Îmi pare rău. Și bă, domnule, stați o secundă. Și de ce, mă rog, nu v-ați însurat până acum? Păi să vedeți, eu aș fi vrut, da, comerțul îmi închide mult timp și nu mi-a mai rămas timp ca să vă spun. Adică nu mi s-a evit prilejul să mă ocup de o astfel de problemă și... Bine, să lăsăm. Să lăsăm, sunteți de familie bună. Păi da, eu mă trag dintr-o familie perfect onorabilă. Foarte bine, ați ispășit vreodată o pedeapsă penală? Da. Nu, penală? Pedeapsă penală, nu, jur pe viața mea. N-am avut niciodată probleme cu justiție. Dom'le, cum n-ați avut când eu văd că sunteți murdar pe mâini? Eu? De ce nu vă spălați? Păi timpul, stimate-l, domn, n-am timp. Dar dinții, vii îngrijiți? Da, poftiți, uitați-vă. Dom'le, ia închideți gura. Prizați cumva tutun? Deschideți gura, domnule. Viciul ăsta nu l-am, vă rog frumos, nu. Bun. Acum că știu ce fel de persoană sunteți, să ajungem la subiect. Da. Vă rog să stați drept. Da. Spuneți-mi fără niciun ocoliș. Cum s-a întâmplat de ați fost jefuit? Ieri? Bănuiți pe cineva. Eu? Asta de vreo urmă. Când? La ce oră credeți că s-a petrecut furtul? Nu știu. Sunteți asigurat? Nu. Când și cum ați constatat furtul? Nu cumva v-ați jefuit singur? Ce mă culpați la mine cu aceștia cât sarbaua? Stimate domn, da. Vă rog să mă iertați, dar eu n-am fost jefuit. Cum? N-am fost jefuit eu, cum să vă spun. Vecinul meu a fost jefuit, nu eu. Așa vreau să zică. Atunci de ce m-ați ținut atât de vorbă? Eu? O să vă arăt, o să vă induceți presa în eroare. Cum? Vă voi băga la pușcărie. Pe mine? Da, o să-mi plătiți despăgubiri. Dar de ce? Voi publica totul la ziar, rușine. Dar ce să fac? Eu tocmai treceam pe aici și v-ați luat pe mine. Am plecat tunând și fulgerând și m-am dus la casa de alături unde stătea adevăratul păgubaș și am băgat spaima în toți, după cum se și cuvenea pentru un redactor de cronică locală. Odată am trecut printr-o săptămână de groază. Pur și simplu nu se petrecuse nimic. Niciun omor, niciun jaf, nimic interesant. Eram la noi în redacție cu unii colegi și mi-am permis să-mi exprim părerea. Dragii mei, viața e lipsită de haz câteodată. Așa este. Ba nu, eu cred că viața e destul de amuzantă. Cum, dragă? Nu s-a mai întâmplat nimic notabil. Măcar o mamă denaturată care să-și teroriza copilul. Nimeni n-a ucis o muscă. Crimă, nu gâlceavă, nu, ce vestul interesant. Mai bine. De-ar fi mereu lumea liniștită, am zice că trăim în rai. Mai bine pe naiba! Am plecat dezgustat de neînțelegerea colegului meu și m-am dus, unde credeți, la cafenea. O săptămână întreagă, fără nicio tărășenie sângeroasă, auziți dumneavoastră! Cei de la poliție nu aveau să-mi furnizeze nicio știre mai a cătării. Situația, pe cuvântul lor, era cumplită. La cafenea aveam să mă desfășor. M-am așezat la aceeași masă cu un domn necunoscut, era un domn în vârstă, și am intrat ușurel în vorbă cu el. Domnule, nu vă cunosc, dar vă spun că aici, la Praga,
E o bucurie să vii din când în când. Domnule, iertați-mă, nu sunteți din oraș, nu? Nu, vin în capitală ca să mă distrez. Să ce? Să vă distrați? Da, da, da. Am auzit bine? Foarte bine. Păi, de ce nu m-aș distra? Îmi pare rău că trebuie să vă dezamăgesc, stimate domn, eh? Dar la Praga e o imensă plictiseală. Nu se întâmplă absolut nimic, dar absolut nimic. Toată săptămâna n-a fost săvârșit niciun omor, niciun jaf armat sau nimeni nu s-a împușcat, nimeni n-a comis măcar un viol, domnule, Praga și distracția, Praga și distracția! Da, au fost vremuri când era o adevărată plăcere să trăiești pe această lume. Unul se stropea cu gaz și își dădea foc, altul își ucidea întreaga familie cu securea, câte un fiu își tortura, apoi își omora și tatăl și mama. Era grozav de interesant. Și ce spuneți dumneavoastră? Ce tot spun, vă spun cum a fost. Acum nu se mai întâmplă nimic în Praga. S-au dus până și vremurile în care se mai descoperea câte un înnecat greu de identificat. Mi-aduc aminte de un flăcău care și-a tăiat venele din amor. Un ceas întreg s-a zbătut pe strada Ferdinand și numai după aceea și-a dat duhul. Așa mai zic și eu, o încântare. Ce cum puteți? Azi nu te mai mușcă nici măcar un câine turbat. Nu mai pică peste vreun muncitor nici un cazan cu plumb topit. Dar, domnule, nimic interesant nu se mai întâmplă. E îngrozitor să trăiești în atâta monotonie. Poate vă amintiți, poate vă amintiți. A fost un deliciu când am relatat în ziar cum o mamă denaturată a înfipt un țăruș ascuțit în propriul ei copil. Eveniment ca lumea, nu credeți? Gata, domnule, tăceți naibii odată. Ce aveți? M-am săturat. Pou, sunteți o bestie, domnule. O bestie, nimic mai mult. Pou, bestie. Nu l-am lăsat să plece până când nu l-am legitimat. L-am dat în judecată pentru că, nu știu de ce, m-a scuipat drept în obraz. O să câștig daune morale, de sigur. Ca reporter de cronică locală, te mai expui uneori riscurilor. Am dat la ziar o scurtă știre foarte la obiect. Fură paltoane, ieri a intrat în cafenea Orient din strada Hibenska un domn în vârstă cu părucă rund. La plecare, după ce și-a băut cafeaua comandată, s-a dus la vestiar și a ales de acolo un palton nou aparținând negustorul Iosef Polak din strada Zelejna și a încercat să dispare. A fost însă reținut și deposedat de palton. În paltonul amintit se găsea un portmoneu cu două bancnote de 100 de coroane și câteva scrisori particulare. În persoana răufăcătorului a fost identificat cunoscutul tâlhar Václav Novak cu domiciliu în strada Panska, Praga 2. A doua zi, după apariția acestei știri, stăteam liniștit acasă în fotoliul meu, când deodată... Cu o izbitură groaznică dată cu piciorul în ușa mea, un domn în vârstă cu părul cărunt a dat buzna ca o vijelie în odaia mea! Te-am prins! Ce? Am pus mâna pe dumneata! M-am uitat nedumerit la el, tremura de furie, făcea spume la gură și a lovit de atâtea ori în fotoliul meu cu bastonul, încât l-a rupt în bucăți. După aceea s-a așezat în celălalt fotoliu, sfredelându-mă cu ochii lui ieșiți din orbite. Trebuie să retractez știrea cu Václav Novak, stimate domn. De ce? Eu nu fur niciodată paltoane. Domnule, eu vă cred că nu furați paltoane. Distinse domn, acel Václav Novak, hoțul, nu este liber, zace în pușcărie, domnule. Nu mă interesează, stimate domn. Nu-mi pasă de el. Eu sunt meseriaș și intendent de bloc. Mă numesc tot Václav Novak și locuiesc tot pe strada Panska. Sunt membru al Asociației Veteranilor de Război. Am domiciliu permanent în Praga 2. Am părul cărunt și conform știrii dumitale din ziar, auzi, fur paltoane. Nu despre dumneavoastră este vorba. Asta știu și eu. Dar lumea... Uite de aici. Uite de domnule reporter. Iată ziarul, am adus vreo 20. Știrea semnată de dumneata e subliniată de mine de 3 ori cu creionul albastru. Mai nenorocit, ne-ai distrus reputația de om cinstit. Fură paltoane! Ăsta-i titlul! Domnule, eu nu am... Vezi ce am în mâna asta? Un revolver și un tubuleț cu praf alburiu. Exact! Da. În tub
Am arsenic. Arsenic? Da. Dacă nu apare în ziar rectificarea că eu nu fur paltoane, atunci să știi, domnule reporter, mă împușc. O, domnule! Și mă și otrăvesc! Pereții s-au zguduit și geamurile au zângănit când vizitatorul meu s-a repezit la ușă, a ieșit și a trântit-o cu forță. Bineînțeles că am dat dezmințirea la ziar, chiar în ediția de a doua zi. Titlul era: nu fură paltoane. La știrea noastră de ieri, fură paltoane, apărută la cronica locală, adăugăm că domnul Vaslav Novak din strada Panska, Praga 2, nu este una și aceeași persoană cu răufăcătorul Vaslav Novak din strada Panska, Praga 2. Credeam că lucrurile se rezolvaseră cât se putea de onorabil și eram chiar mândru de mine. De la poliție am aflat că vizitatorul meu s-a împușcat, totuși, deoarece n-a putut suporta rușinea de a fi fost considerat hoț. Da. Am primit recent o scrisoare de caldă mulțumire și recunoștință din partea răufăcătorului ieșit din pușcărie. Stimate domnule reporter, vă mulțumesc din suflet pentru faptul de a fi purificat faima proastă de care eram înconjurat. Acum am fericita posibilitate de a arăta peste tot rectificarea dumneavoastră, din care reiese clar că eu, Vaslav Novak din strada Panska, Praga 2, nu sunt una și aceeași persoană cu binecunoscutul infractor Vaslav Novak din strada Panska, Praga 2. Vă rămân recunoscător pe întreaga viață al dumneavoastră, Vaslav Novak. Acum stau și mă gândesc dacă este cazul să dau o rectificare la rectificare sau este mai bine să las lucrurile să se desfășoare în voia lor. Ați ascultat trei povestiri umoristice de Iaroslav Hašek: Reclama, Întâmplări din Dacice și Necazurile unui reporter de știri locale.